domnul Andrei. Deci putem începe și noi. Înainte de a citi ordinea de zi, vreau să aprobăm procesul verbal al ședinței din data de 30.05.2018. Cine este pe? Să abțineți, da? Eu mă abțin, cum îmi spunea că nu am primit materiale cu 5 zile, cel puțin 5 zile mai multe, așa cum vreau de vedere. Împotriva? Cui vot? Cu abținere s-a aprobat procesul de pare cu ședința 30.05.2018. Am mai avut o ședință extraordinară din 19.06.2018. Vreau să aprobați procesul verbal din cea dată. Cine este pentru? Împotrivă, se abține și eu. Cu două abțineri. S-a aprobat procesul verbal. Cu acordul dumneavoastră, o să dau citi ordine de zi de astăzi. Dacă vreau să proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Iaru Gheorghe, președinte de ședință pentru luna iulie 2018. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgovna pentru declanșarea procedurii de concesiune a unor suprafețe cu teren, proprietatea orașului Târgoviște. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgovna pentru declanșarea procedurii de achiziții a unui teren pentru desfășurarea activității de gestionare a deșeurilor vegetale și a deșeurilor vegetale din demolat și produs. Inițiator primarul orașului. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar localității Capacuian, Raionul Cantemir, Republica Moldova. Inițiator primarul orașului. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Inițiator, primarul orașului. Punctul 6. Raport privind statul de înscriere a datelor în registrul agricol în primul semestru al anului 2018. Inițiator, primarul orașului. Punctul 7. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Ordinea de zi inițială. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? În anumitate de voturi, s-a aprobat ordinea de zi. Ordinea de zi a fost suplimentată încă un proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociare directă a terenului în suprafață de 6 metri pătrați, aferent imobilului construcției situat în strada Eremia Nicolescu, numărul 6, orașul Târgovna, edificat pe terenul concesionat. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. 5 abțineri. Ordinea de zi a fost suplimentată pentru că este necesar votul majorității consilierilor prezenți. Ordinea de zi a fost suplimentată.
Așteptăm ce e ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Ianu Gheorghe, președinte de ședință pentru luna iunie 2018. Comisia juridică de la administratură. Comisie. Cine este pentru? Abținere. S-a aprobat. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgoviște pentru declanșarea procedurii de concesiune a unor suprafețe și teren proprietate orașului Târgoviște. Comisia juridică a avis favorabil. Comisia economică a avis favorabil pentru toate cele 5 loturi de teren, pentru că și comisia a fost opinia că era haicin și pot fi produse separat sau prezentăm avis de fiecare separat. Oricum, avizul a fost și pentru întrebarea de timp de avizul favorabil. Așa, dacă este vorba de un acord de principiu, putea să fie pentru un lot, să fie o altă opinie. Cealaltă comisie. Dar de aia, comisia se pot vota și pe punct. Comisia de reșoare, dar e favorabil cu acțiune. Discuție? Având în vedere că suprafețe sunt mici, suprafețe solicitate de cetățeni care au un trezit răzumat, că nu se facă ceva mai mult. Fără niciun fel de problemă, vom vota orice inițiativă constructivă de economie. Altcineva? Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul. Deci, nu am uitat și vă plătiți. Punctul 3. Proiectul hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local pentru declanșarea procedurii de achiziție în interior pentru desfășurarea activității de gestionare a deșeurilor vegetale și a deșeurilor rezultate din demolare și construcție. Comisia juridică a favorabil. Comisia economică a fost nefavorabil. O abținere și patru voturi. O abținere să nu facă voturi. Abținere și patru voturi. Comisia pentru Florida a fost nefavorabil toate voturile de abținere. Domnul Bucur, mai spun ce acum a fost. Deci au fost 4 voturi abține și un vot pentru domnul Panțăr. Scuze, deci am și spus, dar nu pot. Uite, încă o dată. Pentru. Da. Discuții? Spune-mi, întrebare. De ce s-a dat în cap în propunerea domnului consilier Bucur, de la ședința trecută? Dânsul dădea în regim gratuit și văd când ați luat un car. O să dau eu răspunsul. Ah, o să dau eu răspunsul. Vă visează, da? Să nu cădem în confuzia, care cred că e în mintea majorității consilierilor. Noi votăm aici un acord de principiu pentru achiziția unui teren. Nu votăm achiziția terenului. A, putem să luăm în balanță că eu am propus să dau un, mă rog, în concesiune sau, mă rog, cu titlul gratuit, poate să fie cu titlul impozit. Da, putem să vedem și varianta cealaltă, adică în loc de achiziție să fie luată în concesiune sau dacă putem identifica un alt teren la nivelul orașului, care să fie deja în patrimoniul orașului. Dar subiectul ăsta este. Nu dacă este un teren sau altul. Vă permiteți că materialul spune. În acest sens, din evidențele fiscale, au fost identificați proprietarii terenului. Și nu e mai citesc mai departe. Deci, chiar aici, tot era vorbirea de cine. Fii trecut și propunerea ta. Din tu este declanșarea procedurii de achiziție a unui teren pentru desfășurarea. Da. Cine mai are? Atunci să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pe atunci?
împotrivă? Împotrivă. Abține? Adică, da, tot de valoare sau... Focul este achiziție, care este servire de patrimoniu și care, eu așa că zic că... Da, mai de ce se spune nu a punctul 4. Nu făceam nicio modificare de patrimoniu. Urma să... Urma, dar urma o altă hotărâre. Care era... Nu ți-a spus să vrem secretar de primărie? Comisia medicală disfavorabilă. Comisia economică disfavorabilă, 4 voturi pentru abținere de compartiment. Comisia disfavorabilă, disfavorabilă, nu am invitat. Deci, aș vrea să spun că stăm așa de bine cu banii că putem să îi ajutăm între alții. Eu aș răspunde răspund. Și am terminat toate scările de asfaltat, toate lucrările de făcut între Bovna, da? Drumul spre Slănic este neîntreținut, nu putem să facem, să aruncăm o vapă de balastru și avem bani să dăm. Este cuprins, sunt cuprinși acești bani în buget sau bugetat pentru situații deosebite, de genul. Aștept un răspuns. Din partea mea zice că suma este foarte mică și ne onorează să putem ajuta. Este vorba de localitate din Republica Moldova și tot ce facem cu frații noștri de peste Prut. Puteți să donați din... Spune-te-o. Dar aici o legătură, vorba de subiect. Poți să donezi, de ce nu? Da. Vă mulțumesc. Doamne Iară. Da, eu sunt de acord. Pentru mine, Republica Moldova este fratele mai mic, să zic așa, cum mă refer la număr de lucrurile, și că ei au apelat, mai înseamnă că au nevoie de un sprijin. În decursul istoric sau în decursul de după Revoluție s-au făcut foarte multe ajutare către Republica Moldova și eu cred că n-ar trebui să ne împiedicăm de 3.000 și ceva de euro. Da. Doi, n-are nicio legătură relația asta cu strada, cu drumul, cu... Acolo sunt alte fonduri, alte... Păi. Deci, din punctul meu de vedere, aș zice să ne gândim serios și să fim pentru. Mulțumesc. Într-adevăr, domnul Băduc, aparent așa are dreptate, pentru că, într-adevăr, sunt o groază de lucruri care trebuie să făcute în oraș. Dar dacă ne gândim și dăm timpul istoriei și ne gândim la faptul că poate că și ca paclienii, și au adus jertfă ca noi astăzi să vorbim limba română și să nu ne închinăm la Mahomet. Sau, în acum 100 de ani, poate că și din Târgocna, târgocmeni, au fost refugiați odată cu guvernul în Republica Moldova, poate chiar la capatiei, gândindu-te că valurile istoriei nu știi cum vin. Gândindu-ne la chestiunea aceasta, mai ales că suntem în an centenar, 100 de ani de la unire, eu zic că ar trebui să iau. O replică pentru un suport? Da, foarte scurt. Câți cetățeni ați consultat ca să ridicați mâna pentru aprobarea acestei sume? Nu credeți că trebuiau consultați când au consultat? Eu cred că i-am consultat în momentul când au fost au locale.
Dumneavoastră ați vrut pe liste, domnul, știi cum așa? Domnul, dacă mi-am pus o întrebare, lăsați-mă să și răspund, vă rog. Da, vă rog. Da? Deci, în momentul în care au avut loc alegerile, a fost o consultare a cetățenilor. Atunci am primit mandat să se reprezentă pe toată perioada mandatului. Ceea ce supoziții faceți dumneavoastră este pur populistă. De ce? Pentru că înseamnă că la fiecare proiect de hotărâre pe care noi îl votăm, astăzi 5, ar trebui să ne consultăm, nu știu, cât credeți dumneavoastră că ar trebui să consultăm într-o atare situație? Măcar 10. 500, 500 ar fi de ajuns? Cred că da. 10 credeți că sunt reprezentativi? Nu, dar măcar 10 puteți să întrebați. Vă rog să-mi indicați pe care 10 s-ar fi totul de ce. Da, da, da. Este cunoscut în practică de timpul viitor. Fratele mai mic apelează la fratele mai mare sau cel sărac la cel mai costare materială mai comunat atunci pe legătură. Vorbim despre Republica Moldova într-un alt centenar pentru investiții care fac în cultură, spre renovarea ca și cultură de localitate de sigur. Foarte bine am fi putut dona carte, dar e vorba de un edificiu, o clădire care trebuie să aducă aici de standardele pe care se folosesc. Suma care e prevăzută în proiect, eu zic că e o sumă cât se poate de rezonabilă, cu toate greutățile pe care ne confruntă și la multe vorbe. Dar dacă cu adevărat vrem să facem ceva de lucrurile de lucrurile, nu hai să facem tot să ne ajungă ce vreau. Mulțumesc. Atunci, dacă nu e cu mine, să punem spre aprobarea noastră punctul 4. Cine este pe? Împotrivă? Se abține cineva? Nu am anumitat de lucru. Cu majoritatea? Până împotrivă? Am citit punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Comisie? Comisie economică a fost favorată cu unanimitate de vot oferă. Da, Comisie economică. Cineva? Dacă nu, presupunem spre aprobat. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Sigur, abține. Deci a trecut și punctul 5. Punctul 6. Raport privind stadiul de înscriere a datelor registru agricol în primul semestru al anului 2018. Comisie. Am primit la scuzirea standard. PSD, să dau niște explicații.
Pentru cei care doresc să cunoască în amănunt decizia noastră de abținere, care sunt în consecvență și astăzi. Și data trecută am menționat faptul că avem nevoie un document care să ateste faptul că vânzarea acestui teren este iminentă, în sensul în care concesiunea încurcă aplicarea sau depunerea documentației pentru punerea fondurilor europene necesare construirii acelui punct de atracție turistică, dacă pot spune în felul acesta. Menționez faptul că am primit suplimentar doar un memoriu justificativ de la domnul Mundeanu. Nu a avut niciun document oficial pe care nu îl așteptăm. Am stat de vorbe și cu dumnealui și am făcut precizarea și menționez și astăzi. În momentul în care apare o dovadă a faptului că este iminentă vânzarea cu scopul de a obține aceste fonduri și vânzarea acestui teren ar fi în interesul cetățenilor, noi, consilierii PSD, nu avem nicio problemă de a aproba această vânzare și vom sprijini pe domnul Mundeanu să dovedească acest lucru prin votul nostru care va fi pentru. Deci nu avem nevoie decât de o dovadă asupra faptului că este împiedicată depunerea și obținerea avizului sau punctajului aferent în această situație. Dacă concesiunea împiedică și este necesară vânzarea, în momentul în care avem document, noi, fără nicio restricție, fără nicio reținere, o să votăm tot pentru. Asta e motivația noastră și vă rugăm frumos să... Ca să dați un răspuns general, da? Eu, sincer, chiar nu m-am plecat asupra acestui subiect, dar acum, dacă depinde investiția cu fonduri europene, a fi sau nu a fi proprietate. Dar părerea mea că, indiferent cine ar fi, care vrea să investească 1 milion de euro acolo și este pe terenul altui, o cetățean altui entități și așa mai departe, parcă nu vrea să vine să faci investiții. Deci, din punctul meu de vedere, mi se pare că e o, nu știu, un fel de a găsi un nod în papă. Așa cum spunea și colegul meu, Cristian Tochi, noi suntem deschiși pentru orice inițiativă privată sau politică. Mulțumesc. Da. Domnul președintelui. Da, domnul. Eu sunt de aceeași părere cu ceea pe care a invocat un și cum eu ideal. Trebuie să ne mai întâlnim în jurul unor idei, că vezi, Doamne, cine știe ce o fi prin spatele unei astfel de situații. Nu e nimic. Omul ăsta a investit niște bani pe suprafața ai 600 de metri pătrați. Plătirea are câți metri pătrați la solul voluntar? Jumătate. Jumătate. Ce se vrea face? Omul dacă vrea să dezvolte acolo și am văzut, nu vrea să se dezvolte. Nu vrem noi să dăm posibilitatea să s-o facă, să apuce de treabă cât mai repede. Deși să fii blocat acum pe anumite proiecte pe care intenționează să le dezvolte acolo, tocmai datorită statusului acestui teren pe care e edificat o clădire. Ar trebui să mai dăm după totul și să încercăm să ajută de oamenii după să care pot să facă ceva bun. Da, mulțumim. Am de făcut o remarcă direct. Observ că în momentul în care de la primărie s-a vândut terenul către membrii PSD, nu a fost nicio problemă. Acum a fost, este o problemă. Deci asta e tot ce am avut de discurs. Mulțumesc, domnul președinte, așa cum am susținut și în ședința trecută, susțin proiectul lansat între domnul Mundeanu, reprezentant al societății Euro Vacanța, pentru că dorește să investească în localitate, toate mult, dorește să creeze locuri de muncă, servicii turistice și numai cu taxele și impozitele care vin în urma numărului de angajați, suma cred că la cea mare decât dacă ne-am limitat la concesiunea care o plătește. Și de altfel, cum am spus și domnul Iaru și cum am spus și alți colegi de mărturii, pare neserioasă treaba să acceseze un proiect și să arate că nu este proprietar. Plus de asta, un investitor nu poate să trece în drum atât de riscant. Investește, joacă o carte, se bazează pe experiența consumului, dacă nu are o garanție că acel teren este al lui. Pentru că mai târziu, proprietarul acelui teren
poate să-i așureze, prețul poate să-i... Și nu are certitudine să investească pe toate lucrurile. Cineva ar vrea să susține investiția. Nu contează cum se numește, pe mondială sau drăgănuță sau orice investitor. Trebuie apreciat, trebuie apreciat. Curajul domnului Mondeanu, experiența, este unul dintre cei mai mari promotori ai turismului din zonă. Și nu o spun ca aplaudă, ci ca o realitate. Mi-ar pare rău să întreagă acest proiect, semnat un investitor care nu face rău altor pensiuni, hoteluri din zonă, din contra, le ajută. Târgovna are nevoie de cât mai multe unități de cazare, de servicii turistice. Vă mulțumesc. Mai ales să încerc scuze, mai ales că se pleacă de la prețul de evaluare, cel corect, făcut de specialist. Da. Și de aici încolo se negociază, deci nu e o chestiune formală numai ca să treacă de dezvoltare. E vorba de organele abilitate. Am înțeles. Mă simt nevoit să-i chiar o întrebare, adică domnule Mănciucă, pentru că a pronunțat Iosif Ojimini, chiar la adresa membrilor PSD. Dacă dumneavoastră aveți un exemplu care să spuneți care membru PSD s-a cumpărat, sau așa au fi, din cei 400 de membri pe care i-are PSD-ul să bucă, s-o mai fi condus vreodată cu întâlneva cineva. Dar dacă aveți, măcar lumea în fața mai vizibil. Da, domnul Iordau eu. I s-a vândut un teren de la primărie? Da. Sper să te greșiți în formă. S-ar putea. Și dacă nu puteți domnul ministrul ăsta, ce vezi? Pune-mă. Încerc scuze, da. Da? Da. Bun. Către camere, vă rog. Nu o să încerc scuze, dacă nu este adevărat. Ok. Îi dăm voie, domnul Munteanu, să... Mă simt nevoit să spun că este ceva de neînțeles și regret enorm că am făcut această investiție în orașul Târgovna. Domnul primar din Târgovna și cred că și primarul Zlatunic erau de față când domnul Bucur la Sorbasa, la Praiza, m-a invitat să preiau baza care a fost construită de doamna Udea. Sincer, regret, pentru că văd o dărnicie, nu văd o chestie judecată corect. Ieri am fost vizită la domnul președinte Brașoveanu Sorin și am explicat și lui. El a zis, domnule, nu văd ce încurcă chestiunea. Și domnule, prima chestiune care mi s-a spus așa voalat a fost că pierde orașul acești bani de la concesiune. Și a zis legiuitorul și-a asumat acest lucru când a dat legea cumpărării concesiunii. Am vorbit și cu doamna prefect, fiindcă tot eram acolo și mi-a zis acela lucru și a zis aici există o chestiune de ambiții, de răutate. Cineva care era alături de doamna prefect mi-a zis că am nimerit într-un timp nepotrivit când PSD-ul are niște de învățit pe un cadru organizației PSD Târgovna. Eu aș vrea să spun doar simplu motiv că m-a întrebat doamna Bară. Eu merg la nuntă cu dumneiei, doamna cu soțul și eu cu nevasta. Dar soțul dumneiei merge fără pantaloni. Cum am cu cravată și costum. Că așa sunt eu, fără teren. Deci nu mai sunt întreg. Și puntajul, cele 50 de puncte, ca să pot fi luat în considerare pentru aprobarea proiectului, se dă chiar dacă, da, legea spune, și terenul concesionat. Dar gândiți-vă că puntajul, ceilalți care vin beton, mi-a luat fața și am terminat. Și gândesc că a fi împotriva unui investitor care vrea să facă singurul complex balnear din Târgovna, pentru că hotelul nu s-a declarat încă complex balnear și chiar dacă s-a declarat o stațiune care se vrea balneară prin acele izvoare care au fost deci prin izvoare care s-au și-au luat licența și prin Salina vreau să vă spun că nu este neînțeles această împotrivire, mai ales că eu n-am înțeles și eu fac parte dintr-un partid. Am făcut parte chiar din PSD la Târgovna,
Când am avut o problemă, m-am retras gândind că poate nu e bine ce vreau eu sau ce se întâmplă și n-am văzut că o persoană anumit să influențeze votul celorlalți. Mă gândesc că asta e trafic de influență. Nu știu dacă se poate ca cineva de undeva să le spună nu votați pentru că ce? Pentru că vrea cineva să mobileze Bogna cu un complex balnear frumos, care dacă o să, o să aveți încrederea, o să-l vedeți. Și vreau să vă spun încă o chestie. Ieri, după ce am plecat de la doamna prefect, am dus la arhitect. Și a zis, domnul, eu fac proiectul tehnic. Mi-i dați bani. Sunt 26.000 de euro. Numai proiectul. Proiectul pentru proiectul de fonduri europene este 16.000 de euro. Și putem cele 300 și aproape 50.000 de euro care i-am dat pe investiții, spuneți-mi și mie dacă cineva din dumneavoastră consideră că este corect să fiu tratat în felul acesta. Eu mă simt, în primul rând, ca și cum aș fi venit de undeva și vreau să iau locul cuiva sau vreau să fac ceva în detrimentul localității. Am să vă rog, pentru că eu mă gândeam că dumneavoastră o să veniți cu, dacă motivați și o să trebuiască să-mi dați motivare scrisă toți din care va fi împotrivă, dacă va fi cazul. Deci, dublând acea unitate și cu construcțiile care sunt plus ridicarea cu un etaj care permite cu uzul și cu masajă, plus salariații, din impozitul lunar, o să vedeți că va fi mai mult decât concesiunea. Și asta spune destul de mult. Dar dumneavoastră acum, cred că cineva are ceva anume ca să nu unească lucrurile. Pentru că dacă eu pierd un grant de 1.000.000 de euro, cred că nu face cinste PSD-ului, nici celor care s-au pus cruciși și potrivă, și nici celor care au dat inițiativa. Cred că orașul are nevoie de asemenea oameni și vă spun încă o dată, regret că am venit să cumpăr la Târgoviște. Eu am venit cu inima deschisă, că ca să vă spun sincer, mi-era teamă de primar, că am mai avut un liceu de el și mă gândeam că împotriva mea. Omul a fost rezonabil, zic, până aici. Fără să... și în afară de familia Bucur, deci eu cu și domnul Isaic, eu am reușit să vorbesc cu toată lumea. Însă eu n-am crezut că trebuie să vorbesc, ce să pun, să fac influență. Eu am crezut, domnule, omul vine să facă ceva și vreau să vă spun că, așa cum spunea cineva aici, nu poți să iei un grant. Și vreau să vă mai spun un lucru. Vedeți că la televizor toată lumea se plânge de personal. Gândiți-vă dumneavoastră că noi dăm niște locuri de muncă. Începând cu doctorii și care a zis cineva astăzi că cum domnule dai 85.000 de lei doctorului salar? Nu, dau 90. Și nu sunt sigur dacă nu o să vrea luna viitoare iar. Pentru că e vorba de salarii de la buget, care sunt în spital. Și tu vezi, domnule, nu te supăra. Vin, domnule, îmi dai banii ăștia. Vreau să mai spun un lucru. Verificați în toată țara ce deficiență este cu personalul BFT, bază fizioterapie, începând cu medici, cu asistente și așa mai departe. Iar eu, printre altele, am un contract cu Mangalia, cu sanatorul Balnear din Mangalia, pentru ca să aduc aici nămol. Aș vrea să vă spun că săptămâna trecută, din miercuri, am fost la ședința patronatului balnear din România, unde sunt vicepreședinte, și secretarul de stat de la minister a zis, domnule, vreau să asistăm vânzarea care a cerut o firmă din Japonia, nu știu câte mii de tone, din amor. Oare eu să fi fost proști de vorba mod de la Tenghegel și dacă vreau să fac ceva, pentru că de așa ceva toată lumea va beneficia. Mai mult de atâta, vă spuneam că am programele vis-a-vis de tratamentul care, de exemplu, pot veni cetățenii din oraș cu cardul de sănătate, cu trimiterea la medicul de familie, gratis, să facă 4 proceduri. Arătați-mi cine din cei care se abțin poate să oferă așa ceva. Sau eu zic că și așa
am adus contribuții la oraș. Prin firma care o am aici, prin mașinile care sunt scrise pe Dorna și prin ceea ce vreau să fac ca facilități în continuare. De asemenea, vom avea, cum am deschis la Sfânic, centru de recuperare, așa, cu internare, unde tot la fel oamenii pot să aibă cadrul de sănătate, cu trimiterea medicului familie și să dea de venit salariați și cu fond de pensii, eventual, să-și facă tratamentul. Deci, pentru mine, personal, este bineînțeles lucrul acesta, pentru că nu există o motivare anumită. V-am spus, motivarea simplă este, în primul rând, dumneavoastră, îmi spuneți că nu v-am adus motivări, că am fost rău. Dacă vreți să listez programul Boraxa 2.2 și dau la fiecare să pească. Dar acolo este foarte simplu de dus. Am vorbit iarăși cu proiectantul. Deci pot să vă dau telefonul să vorbiți. A zis, domnule, nu mă apuc să fac proiectul, că nu-l iei. Nu-l iei dacă nu ești proprietar. Mai mult de atât, ca să vă zic că încă ceva. Fiindcă eu, și asta se vede din documente, am pus gaj între unitatea. Și mi s-a acceptat. Banca a înțeles, domnule, aici e un imobil prețuit, cu bani mulți. Acum îmi pun vila de la Sobata Gaș, că n-am voie nici ipotecă să am. Că dacă am ipotecă, nu iau fond de acolo pe așa. Deci eu mă străduie din răsputeri să aduc ceva în familie, dacă se impune așa de tare cuvântul cuiva sau dorința ca să fiu un pedecar, n-am nimic împotrivă. Doar că vreau motivații și încă au drepturile mai departe. Poate la televiziune, poate în justiție, pentru că niciodată nu m-am oprit din ceea ce am vrut să fac. Regret că nu întâmplă în asemenea lucruri. Nu m-am gândit. Timpurile, să știți că vor trece. Eu îmi fac, până la urmă, lucrul meu. Dar să vedem cum ne mai privim unii în ochi. Pentru că nu se poate așa ceva. Este peste puterea de înțelegere a unui om normal să nu accepți că a venit un om care vrea să facă investiții. Câți au venit la dumneavoastră în Consiliul Local să facă asemenea investiții? Arătați-l, dați-l pe nume. Fie că e investiții de turism și mai ales că orașul Tărdona este stațiune, așa e declarat. Iar eu vin să fac investiții și sunt împiedicat. Oriunde mă duc, mi se va da dreptate. Pentru că eu vin în fața dumneavoastră și în oraș, fiindcă sunt locuitor al orașului, să fac o investiție care orașul să se înlocuiască. Vreau să vă spun un lucru. Excluzând Havana, care la momentul de față are un oarecare standard. Unde aveți dumneavoastră de putere să primiți o delegație? Ori în centrul orașului se poate primi o delegație, indiferent de la ce nivel. Sau alte chestiuni care se pot organiza, inclusiv acestea care au făcut cu Republica Moldova. Eu aș vrea să vă spun că în Republica Moldova chiar am mai mult trecere, să zic așa, decât la Târgu Ocru. Și v-am zis, îmi pare rău că am făcut această investiție și poate o să renunț la concesiuni și vă vând unitatea ca să faceți, eu știu, ca și ați vorbit dumneavoastră, dar chiar am ajuns în halul ăsta. Mai părere de rău este că l-am refuzat pe domnul Bucur, primarul de la Praia, că puteam să mănânc cu pâine acolo și vreau să mai fac o funcționare. Sau, cum să vă zic, o să vă informez. La Sobata, din luna martie și până în luna august, am construit o vilă. Nimeni n-a venit să îmi spună ceva. E foarte adevărat. Și aici, eu deja mi-am făcut un plan de lucru să nu deranjez pe nimeni. N-am deranjat pe nimeni, decât la sfârșit a venit cei de la gaz, pentru că așa am solicitat, și mi-a făcut cu trecerea la gaz pe sub șosea. În rest, nimeni n-a venit. Nimeni. Și cei de la apă, și cei de la energie, toată lumea a fost de acord, am făcut tot imediat, am plătit, am făcut-o. La sfârșit mi-a zis secretarul, zice, domnul viceprimar, vrea să spună dumneavoastră trei lucruri. Azi, domnule, felicit. În primul rând, zice, mă cheamă Heidi, care și limba maghiară înseamnă munte. Și suntem tins, vă felicit pentru ce ați făcut, vă felicit pentru că nu ați deranjat pe nimeni și nu ați făcut probleme nici UAT-ului. Și vă felicit că ați făcut o
unitate de patru sfere care este foarte luxoasă. Cine a fost acolo, lasă să vorbesc. Ori aici găsesc o pedică de nedescris. Și ziceam eu că sunt pe acum Oroșan, aici, de Interbogna. Stau de atâta timp, am casă aici. Sincer, nu înțeleg deloc și v-am zis, gândiți-vă la aspectul acesta. Eu mă duc dezbrăcat undeva și altul vine îmbrăcat în țiclă și eu cu niște salopete sau bruci. Cum, care este poziția? Pentru că așa, pentru ca să ajungi la cele 50 de puncte punctaj, trebuie să fii, în toate punct de vedere, eligibil. Ori ne fiind eligibil, noi pierdut. Eu dacă pierd un grant de 1 milion de euro, asigur PSD-ul că nu va fi bine. Sau cei care sunt împotriva. Nu ameniți, Doamne ferește. Doar spun că fiecare din dumneavoastră, dacă ați fi puși în postura mea și ați pățit așa, la fel ați procedat. Iar eu aș vrea, totuși, să cred că nu înțeleg ce înseamnă votul ăsta împotrivă în bloc. Domnii de la PSD care fac parte din grupul PSD, cum l-ați numit dumneavoastră, nu au voie să aibă opinii, li se ia opinia de exprimare, li se ia ceea ce înseamnă, asta e dorința mea, așa gândesc eu. Eu vreau să vă spun, când a fost domnul Marius Gheorghiță exclus de la ALDE, domnul Lucu și cu domnul Drăgănuțe este de fapt. Eu am fost împotrivă. Asta a fost părerea mea. Chiar dacă domnului președinte Avram nu mi-a plăcut. Dar așa se judecă. Eu așa cred. Iar dacă politic împiedicăm dezvoltarea unei unități și împiedicăm ca oamenii din oraș să aibă acces la cele 20 de locuri de muncă, v-am spus, sunt variate. Începând de la medici, asistent, infirmier, kinetoterapeut, după aceea o să avem și o nouă, funcție în oraș, masior, în Nămol și băieșiții la Nămol, vor fi cameriste, vor fi bucătari, bucătărețe, eu știu, ajutori, vor fi recepții, deci dacă va fi serviciu tehnic, unde sunt atâția oameni care n-au unde să lucreze, fie prin necare, fie prin sudor, îi găsim de la diferite bombe. Dacă dumneavoastră considerați că este normal și pe nimic anume concret trebuie să votăm împotrivă, că așa am numit o, nu știu ce veste, eu n-am nimic împotrivă, dar nu cu cum se cheamă, cu știu eu să se înțeleagă că ameninți, îmi voi căuta drepturile. Și aș vrea să nu ajungem la așa ceva. Eu am avut o experiență cu SIN România, când am fost suspendat, le-am spus la toți președinte că îi câștig. 5% am câștigat de linie. Și știu să mă bat pentru drepturile mele. Mai ales că, din punct de vedere al societății în care trăim, o societate democratică, fiecare are dreptul de exprimare. Liber și necondiționat de nimic. Dacă la PSD Târgu Ocna se practică așa, o dogmă oarecare, eu îmi cer scuze dacă am greșit și dacă am supărat pe cineva, însă nu înțeleg. Și încă o dată, în condițiile în care nu se aprobă, îmi exprim regretul că am făcut această investiție în Târgu Ocna. Am să răspund un pic cu domnului Mundeanu. Vă rog să înțelegeți că nu este nicio ambiție. Și v-am spus și astăzi că ne-am întâlnit cu întâmplători piață fără să stabilim nicio astfel de discuție. Am spus și astăzi și revin asupra ei. În momentul în care acest document ne puteți demonstra lucrul ăsta, noi nu avem nicio problemă și v-am spus și astăzi că dacă vă fi nevoie, chiar noi vom iniția grupul de consilieri PSD declanșarea unei ședințe extraordinare în acest sens. Document, atât am spus de la dumneavoastră, nimic mai mult. Doamna Barna, deci documentul este pun la dispoziție telefonul pentru cel care face documentul. Da, doamnă, da. Documentul care este? Deci, cel care face proiectul european mi-a dat, pot să vin cu documentul, mi-a dat grila ce trebuie să fac. După aceea, cel de la, deci domnul arhitect Dimitriu Vlad a zis, domnule, eu vă fac, să fac proiectul pentru proiectul european, pentru a intra în discuție și, pe fapt, mai departe, tot proiectul, inclusiv tehnicul absolut.
Eu aceste le-am demarat, doamnă, pentru că în luna august, eu te zic, la sfârșitul lunii august, și asta am discutat chiar cu doamna Pepe, se vor da drumul la fonduri. Dar nu uitați că ele, dosarul trebuie să fie pus acolo, să ai puțin praf pe el. Nu pot să mă duc cu ședințele lui sau să pun și eu dosarul acolo, că și ăla... Cred că avem un document oficial. Știți pe grăina de evaluare? În primul rând vreau să vă zic că nu. Vreau să vă înțelegeți corect, ca să fiu foarte explicit. Nu trebuie să demonstrez nimic pentru că legea totul dă voie la cumpărare. Dar nu obligă. Sigur că da. Dar dumneavoastră, în condițiile în care judecați corect, că se face o investiție și, cum a spus cineva aici, nimeni nu e pus să înceapă o investiție de atâta mari bani, pentru că sunt pe terenul care, într-o zi, o să fie concesiunea mai mare decât valoarea. Dar dați-mi măcar că diferența de punctaj între concesiune și proprietate e mare. Ca să nu demonstrați lucrul ăsta. Dar ce să vă arăt? Cum adică? Dacă eu mă duc cu proiect... N-aveți o brilă? Dacă e... Păi grila este. Păi eu mă duc cu toate, cu documentul că-s proprietar. Și dumneavoastră vine că nu-i proprietar de teren, nu am din prima avantajul, ce trebuie să... E logic. Poți fi similare, dacă e constituirea de 49 de ani. Poți să fie similare, pentru că e și ăla care ar pierde procesul cu toate proprietățile lui, face contestație. Cum îi dai ăla care are concesiuni și nu-mi dai nimic? Știți-vă că aici e problema, că eu, vreți să vă zic ceva, chiar nu stau câteva miliarde în buzunar, așa, cu cinci, ca să le exertesc cu ATE-ului. Acum, când am în construcție o vilă la Frănic și mă încălzesc o termin pe ea și mă apuc de asta la altă. Dar, în același timp, vreau să vă zic că am dat avansul pentru proiectul tehnic și doamna mi-a zis, domnule, procedăm ca la data trecută. Eu am mai luat două proiecte la Sărin. Și în condițiile în care am certat cu Șerban, totuși au avut demnitatea să nu mă încurce. Și le-am luat. Și doamna mi-a zis, domnule, stau proiectul, din proiect eu ți-au banii. Că nu vreau să... Bine, i-am dat un avans, o să fac ea chiar deja. Dacă nu rămâne, nu. Păi nu ne jucăm așa. Și eu sunt un om ca și un prelat. Și am și eu o valoare, am două licențe, nu-s chiar de asta. Și am venit foarte încrezător la Târgovna să fac o investiție. N-am venit la Târgovna aflându-mă treabă. Dar nici nu m-am gândit că voi întâmpina asemenea lucruri. Pentru că dacă vreau să vă cramponați, eu pot să spun, sun, ies afară acum, sun și vă trimite pe... Numai că doamna a luat câteva zile de concert. Dar pot să-i spun lucrurile. Dar nu a trecut, am cerut domnul Munteanu. Nu ați cerut, doamne, și doar mea. Dacă mie mi-aș fi cerut, nu mă aduceam. Dar nu personal, în ședință. Da, mulțumesc. Doamne. Deci, întâi, n-aș putut să intervin de lucru, dar dacă domnul Munteanu mi-a vrut, mi-a costit numele de lucru de două ori, mă văd obligat să fac chestiunea asta și anunț din capul locului că a lăsat să se înțeleagă că eu aș fi unul dintre cei care mă împotrivesc. Pentru acest motiv, din capul locului, eu nu voi mai vota niciun fel. Mă abțin totalmente de la vot. Deci nu pentru, nici împotrivă, nici abținere, nici un fel. Ca nu cumva să se nască vreo idee, măcar de incompatibilitate, că eu personal aș avea ceva cu domnul Munteanu. Deci eu vă spun că mă abțin totalmente de la vot pe acest proiect de hotărâre. Fac încă, totuși, încă o precizare. Domnul Munteanu, eu am pus mâna pe Biblie în momentul când am jurat ca să apăr în calitate de consilier interesele orașului, interesele populației din orașul Târgovna, etc. Și nu e cazul să mai pun încă o dată mâna pe Biblie să vă jur că nu am nimic personal cu dumneavoastră. Ba mai mult decât atât. Vreau să vă reiterez să știe toată lumea, noi am fost chiar vecini. Amândoi suntem din Brădurește de jos, din Mașcaș, din Dărmănești și ne-au despărțit câteva sute de metri distanță de locuințele uneia de cealaltă. Dar aici nu se pune problema, domnul Munteanu, vă rog să mă înțelegeți cu mâna pe inimă, nu se pune problema nici de răutate, nici de vrangiună, nici de neînțelegere, nici de neapreciere a inițiativei dumneavoastră. Aici se pune problema doar că dumneavoastră ați venit în data trecută și ne-ați spus că
acest proiect, dumneavoastră nu puteți să-l promovați decât dacă vi se vinde. Noi am avut suspiciuni chiar de la momentul respectiv. De ce? Pentru că eu știu că în lege și în îndrumarul de acordare a acestor bani și acestor fonduri europene, scrie acolo, proprietar sau concesionar. Și nu prevede diferență de punctaj. Doi la mână. Dumneavoastră ați dat exemplele că o să se ia în comparație. Nu se cântăresc proiectele. Stimați colegi, dați-mi voie să vă spun că am făcut, am obținut și eu, când am fost la conducerea SNS, proiecte de finanțare europeană. Acolo se face punctaj. Vine evaluatorul care ia toate proiectele, ia îndrumarul de acordare a acestor axe, acestor bani și începe. Are act de proprietate, 9 puncte. Are valoarea investiției. Dacă depășește nu știu cât, 15 puncte. Dacă nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. La sfârșit se trage linie și se dă un număr de puncte. După aceea se iau toate proiectele și se afișează ordinea punctajului. Nu se ia în comparație proiectul domnului Punteanu cu proiectul domnului Georgescu. Deci să nu ne ducem... Dar n-ați înțeles bine, domnul. Să nu ne ducem lumea mai deci, mare. Când ați spus dumneavoastră acum că proprietar ia 9 puncte, concesionar ia 4. Și eu n-am de unde să recuperez aceleași puncte din proiect ca să fac cele 50 de puncte, să fie rigide, să trec mai departe. Dumneavoastră ați afirmat și data trecută și data aceasta că există o diferență de punctaj. Clar. Noi nu aveam de unde și nici la ora asta. Dar scrie în programe la dispoziția noastră pe site. Mai un pic dacă vreți să mă ascultați. Deci, noi nu avem de unde să știm ce axă doriți dumneavoastră să accesați. 2-2, că e axa care e pentru turism. Așa? Și bun, și bun. Și, și noi trebuie să ne informăm, să ne ducem, să vedem, sau dumneavoastră trebuie să ne convingeți ca să vă vindem. De ce? V-am rugat și de data trecută. Și încă o afirmație. Că spuneți că nu vi s-a cerut chestiunea aceasta. Vi s-a cerut chiar scris. Domnul primar. Nu am. Vă rog să prezentați adresa. Nu am așa ceva. Scris alte. Vi s-a trimis scris să depuneți la dosar. Dar nu înțeleg că dacă am contract cu femeia, am contract cu oameni, ce mi-era greu să vă aduc hârtiile acum? Dar dumneavoastră văd că fugiți într-o parte în alta. Dar vi s-a cerut? Dumneavoastră spuneți că nu vi s-a cerut. Nu, nu s-a cerut. Aducem hârtia și dacă spune acolo că eu trebuia să aduc contractul cu... Uitați, domnule. Adresă către 10 euro vacanță SRL. Bloc Cenegrie, etc. etc. Din 6-a 6-a. Da. Din 6-a 6-a. În registrarea la primăria Târgovna vă informăm pentru reintroducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului, nu știu ce, așa mai departe, edificat pe teren concesionat, este necesar să prezentați informații suplimentare cu privire la accesarea fondurilor europene prin programul operațional regional pentru lucrările menționate, cu adresa de înaintare, așa cum a fost precizat către membrii Consiliului Local la ședința din 30 mai 2018. Scrie undeva că trebuie să prezint contractul cu consultanții. Și în paranteză chiar specifică condiții pentru accesarea fondurilor europene. Păi, dar eu am jurat ca și dumneavoastră să sunt consilier la Zanin. Și când este ceva, dacă nu mă edific vis-a-vis, cum a zis domnul, când am să dau materiale la timp, eu mă edific singur, ca să nu mă duc papagal în ședință. Și dumneavoastră vrea să vă uitați pe programul PORT, pe axa 2-2, care este valabilă pentru turism, și venea și îmi spunea de acolo, uite băi, asta nu ai tu. Știți ce? Eu vă rog? Da, știu. Vă dau toate documentele care ne-au fost nouă puse la discuție. Nu înțelegeți că puteți să-mi dați orice. Trebuie să înțelegeți. Nu, dar dumneavoastră vreți să vorbesc împotriva mea pentru că... Nu, domnul. Eu vreau să vorbesc. Fii acolo să vă aduc contractul cu... Nu s-o contractul. Fii să vă aduc contractul cu arhitect. Și atunci, așa-mi ligeriți pe astea. Dacă vin în ședință data viitoare, ce o să mă ligeriți? Văd că n-ați vrut să înțelegeți. Ați spus că sunteți... Și știu că sunteți consilier la Zmănin. Eu am să vă dau toate materiale care s-au pus nouă la dispoziție ca și consilier. Și dacă dumneavoastră vă edificați de undeva, care este axa cu adevărat pe care vreți să o accesați. Dacă din axa respectivă reiese că dumneavoastră aveți un dezavantaj dacă aveți, la punctaj vorbesc, la concesiune față de vânzare, eu îngit dosarul respectiv pe loc. Dar nu scrie domnul Munteanu.
și în consecință... Fii proprietar sau concesionist. Și acolo la punctare, da. La punctare, ce e de la Ministerul... Cât doar dumneavoastră dacă e proprietate și când ia la punctare? Eu n-am ajuns în postura să verific cu documentele astea. Dar mie mi s-a spus de cel care coordonează proiectul. Zic, doamne, veți pierde aici și nu veți avea de unde recupera punctele. Ca să faci ce vreți. De ce nu vreți să ne convingi? Păi dar care e problema atât de grea? Să aprobați și după aceea să, să zici, doamne, altfel, asta, asta, altfel, nu este valabil. Domnul Dan, ce vă este așa de gândit? Asta este. Pentru mine este... Să ne convingeți, să ne arătați. Uitați oameni buni. Dacă nu zice site-ul, pe site-ul Ministerului. Nu-i datoria mea să ce? Pentru că data trecută dumneavoastră a zis că nu. Și am spus, vedeți programul POR, AXA 2.2. Și acum când ați văzut că vin... Dar ce scrie pe site-ul? Exact. Ce trebuie să... Câte puncte obțineți dacă... Veți obții 50 de puncte. Nu, câte puncte obțineți dacă este proprietate personală? Înțeles că eu nu sunt la punctaj. N-am făcut punctaj niciodată. Chiar dacă sunt economist... Și vreau să fim. Și vreau să vă zic sigur că... Lipsești cărteță. Dacă mi-ai consultat, mi-a spus, doamne, nu e bine asta. Atât mi-a zis. Nu e bine concesiunea, nu e bine ipoteca. Da, nu am putut să intervin. Am intervenit la început și am luat cuvântul luna trecută de acest subiect. Dar trebuie să luat așa în doare, luat așa în doare discuția și chiar vreau să intervin. Nu vreau să rămân nebunit. Suntem sănătoși la cap. Un om vrea să aducă niște bani, să acceseze niște fonduri europene pe programul operațional 2014-2020. Nu știu care axă, domnul Ungreanu Sfântul. Dumneavoastră, domnul grupul PSD, câți bani europene ați accesat pe POR 2014-2020? Poftiți că n-ați mai aveți răspuns. Nu mai aveți răspuns, domnilor, de la PSD. Dacă tot o dăm politic... V-am răspuns și eu tot pentru o întrebare. Ce să mă răspundeți? V-am spus dumneavoastră, grupul PSD. Câți bani ați accesat pe POR 2014-2020? Mă scuzați că am sărit în sus, dar nu se poate așa ceva. Nu vrea să acceseze bani. Dumneavoastră, câți bani ați luat pe POR 2014-2020? Mâine solicit și eu ca portier pe o bucățică de... Solicitați ce vreți, eu v-am întrebat acum. Numai o secundă. Mâine solicit pe o bucățică de hârtie, fac și eu o cerere către primărie, doresc să mi se vândă parcul trandafirilor, că intenționez să fac eu acolo un mare hotel de 7 stele. Dar după ce investiți 350 milioane, și vă rog să votați, fără să mă întrebați dacă și pot să o revin, voi obține acel proiect. Alții s-au extins pe domeniul public și nu a făcut nicio problemă. Da, foarte bine, să plătească. Da? Nu am nicio problemă. Nu mai trebuie să plătească. Nu plec, doamnă, 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 ați procedat exact cum se procedează în România la ora asta. Adică, domnul Dragnea este Dumnezeu în România. La noi este domnul Bucur, la domnule, nu ți-l bine. Când spui bine că ai accesat fonduri europene, când ai marile direcții originale, ce fonduri europene? Ce urmă ați acolo? Ce ați adus? 4 milioane. Hai, domnule, primul ăsta, nu ai informat pe domnule. Doi, doi, vezi, căutați un motiv, căutați un motiv pur și simplu ca să mă iau, cum spunea că e fără pantaloni, că are, nu știu ce, pată la urechi. Ce motiv ăsta? El a investit acolo 300 de mii de euro pe o gândire, deci nu seamănă deloc cum aș vrea să cumpăr parcul trandafirilor. Pentru că dacă dumneavoastră aveți un hotel acolo cu parcul trandafirilor și n-ați fi proprietar, ia să vedeți că v-ați spune aceeași întrebare. Cum să vină la domnul Bucur acasă, pe pământ, să construiesc o casă? Că acum suntem prieteni și îmi spuneți, da, domnule, da, domnule, eu pe domnul, da, și după aceea se întâmplă. Îmi iau casa, o mânc pe rulmenți, pe ore. De ce sunteți atât de... Deci și doi, m-ați jurat pe Biblie. Că credeți dumneavoastră Dumnezeu, sunt convins. Dar vă spun eu, domnul Bucur, că pe jurământ scrie să respect legile țării, nu legile PSD. Asta scrie acolo, în jurământ. Vă mulțumesc. Domnul Bucur, eu vreau să spun următorul lucru. Dacă această inițiativă de a realiza un obiectiv în Târgoviște, această inițiativă de a atrage fonduri europene și această inițiativă de a dezvolta și mobila orașul cu o unitate
turistic balnear nu convine PSD-ul. Dați-mi și eu soluții vis-a-vis de ce trebuie să fac, pentru ca să pot să fiu pe placul dumneavoastră. Și vă zic de ce. Pentru că, nu știu dacă știți, ca și persoane sau juridice, e mic, pentru că nu sunt eu o mare unitate sau întreprindere. Sunt puneți câte au din Târgovina de atras fonduri, din Sălimul ăla, și o să vedeți dumneavoastră că au fost probleme. Și dacă nu e coordonatorul, spune, doamne, nu vreau să lucrez la proiect, că nu iei pentru treaba asta, că nu are asta. Iar eu vreți, îmi pare rău că acum ea e plecată în weekend, că a plecat într-un weekend, nu măcar că n-are soare. Dar o să sun pe Dumitriu Vlad să primim contractul de, de proiectare și pot să aduc și de la dânsa. Dacă o fi având laptopul la ea, poate face, poate redacta și ne dea. Dar dacă asta este piedica, mi se pare puierilă vis-a-vis de ce se întâmplă. Adică e vorba de un grand, de un milion de euro. Nu e vorba că nu vreau eu, sau nu vreau ăla, sau nu vreau ăla. Iar comparația cu parcul randafirilor, să știți că dacă ați fi avut o cumpărătură de 350.000 de euro, cred că trebuia să judece corect lumea când solicitați. De-aia vă cer și dumneavoastră, nu să judecați după cum vi se dictează. Pentru că să știți că chiar dacă o decizie politică care influențează votul și care influențează pe fiecare să voteze cum n-ar vrea, de fapt, se poate discuta. Și altfel. Dar eu aș fi vrut să nu ajungem la discuția asta. Nu știu, s-a descoperit cumva o mină de aur sub hotelul ăsta. Și nu pot eu să... De câte ori, domnul Munteanu, vreți să mai repet chestiunea? Nu are nimic, nimeni. Că atunci votați! Nu are nimeni nimic din PSD. Împotriva proiectului dumneavoastră. Îl apreciem, îl vrem. Te dorim și noi locuri de muncă, etc., etc. Dar vrem o minimă, minimală garanție că acest proiect pe care dumneavoastră îl vehicula și ne-l puneți în față, nu este doar un pretext pentru a cumpăra terenul, ci este cu adevărat așa este că vreți să faceți proiect. Da, domnul Moșoară. Asta e tot. Domnul Munteanu a spus că va aduce chitanța în 2-3 zile. Dar nu știu cum trebuie. A adevărat proiect. Deci, o singură chitanță care a promis să facă un consiliu local. Nu, dar cu contractele să vadă. În 2-3 zile. Și dacă este așa, eu zic părerea mea, ca să vedeți. Suntem s-a promis în fața tuturor aici. Da, eu în primul rând domnul președinte. Da. Eu vreau să-i spun domnului Bucur că eu sincer nu știu unde au bucat să-mi spate la taie pe acolo, dar asta e vina mea, că a fost plecată la taie. Vreau să vă zic altceva. Cum aș fi aruncat eu 350.000 de euro, făcând și un împrumut, că nu am avut toți la dispoziție, având în vedere că am și o investiție la Slănic de 457 de euro, aici e 836.000 de euro. Investiția totală, fără dotări, cum aș fi făcut eu să arunc 350.000 de euro așa de aiurea, când chiar soția mea zice, nu trebuie să mergi. Fiica mea face pediatrie, e în anul 5, acum pe 5 are ultimul exam și anul 6. Asta nu mai trebuia să iei. Zic, mai, dar vreau și eu să fac ceva să rămână pe mine, în oraș. Și eu să dau 350.000 de euro ca să nu fac nimic. Mi se pare că chiar credeți-mă, îmi cer scuze, nu am nimic cu nimeni. Vreau să ne privim noi, dar nu așa de pe poziția că eu nu vreau și nu și nu, și eu să pierd un gram de 1.000.000 de euro. Eu, dar v-am zis, ies din ședință acum, dau telefoane și poate reușesc să vă aduc contractele semnate, ștampilate, deci nu e o chestie că eu acum am... Sper că ați vă mai zis. Domnul... Domnul consilier, având în vedere că s-au făcut afirmații și ședința trecută și în alte părți, s-a spus că noi vindem un teren și am cumpărat altul mai scump. Doresc să vă pun la dispoziție datele. Achiziția terenului casă și teren pe Gheorghe Asachi, în suprafață 2208 metri pătrați, s-a cumpărat cu 43,07 metri pătrați. S-au plătit 100.000 de euro. Și nu așa cum s-a făcut afirmația cu TVA, fiind de la persoană fizică, nu am plătit TVA. Iar vânzarea terenului de 600 de metri pătrați imobil pe Eremia Grigorescu,
se cumpără de către cel care a solicitat cu 56,89 euro pe metru pătrat. Era necesar acest preț, deci nu cumpărăm mai scump și vine mai ieftin. Asta am vrut să facem. Nu mai sunt discuții. Dacă punem la care este pentru? Se accede cineva? 1, 2, 3. Vreau să menționați expres. Acolo nu puteți deloc. Am spus că nu se poate. Nu se poate. Mă consider. După condițiile astea, eu vreau să fac o completare și gestului de obișnuite. Da. Și un pic pe bol. Așa se așa și procedură. Și motivați. Da, vă consideră un conflict de interes, având în vedere că domnul Munteanu a făcut referire. Ați abținut, nu e niciodată. La o posibilă, nu știu, răutate personală sau altceva, deci nu poți să întrebăm că consideră un conflict de interes. E ca și cum aș fi fost recuzat, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Așa, oamenii... Este în sală, dar parlament are la texte. Domnul Iau, domnul Iau, hotărâți-vă, vreți să ieși... Domnul Iau, ești bărbat sau ești... Trebuie să-ți dea și nivelate de consulare, de-a fără veceu. Domnul Iau, înțelegeți-o dată. Vreau să ieși de sală, domnul vreți să ieși de sală. Poți să ieși, poți să ieși, dar dacă ieși, poți să ieși de tot. Da, nu se poate să ieși. Auziți? La cincin, da? Domnul Iau, da. Nu puteți, domnul Iau. Repetăm vot. Dar nu puteți. Deci, sunteți participat la ședință, trebuie să vă abțin. Da. Bine, să abțin. Repetăm votul. Repetăm votul. Repetăm votul. Cine este pentru? Nu există niciun dubiu. Cine este pentru? E totuși un vot important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voturi. Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Două voturi. Două voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulțumesc frumos tuturor celor care au înțeles și o să ne asigurăm cei care au înțeles. Mă uit dacă plouă. Stați șampanul aici. Domnul Mailescu, nu și șampanul. Trecem la ultimul punct. 20 de lăzi de șampanie. Te auzesc cum mituiesc PNL-ul? Nu trebuie bărți? 90 bărți. S-a scris mult mai bărți. Și luăm în oameni. Și luăm în oameni. Și care? Dăm cuvântul lui domnul Ciuvătaru pentru informare. Eu vreau doar să vă informez cu privire la situația localităților din orașul Tehovna. Știți că suntem sub cod galben, început de ieri. Și aseară, începând cu ora 23:30, echipa operativă s-a constituit pentru că precipitațiile căzut din ultimele ore ale serii și volumul de ape care au venit pe râul Brodu și râul Slăcinea a trebuit să facem acest lucru. O iau din partea de jos, din aval. Era aseară, în jur de ora 24:02, spre 1 noaptea, problema inundării stației electrice de jos de 110 volți, de kilovolți, pentru că acolo s-a făcut investiția de și a noi stații de epurare, dar acolo există o breșă în dig, în amont, în zona postului, știu, lungi, postei lungi a drotușului. Și pe acolo a început să, faptul că volumul drotușului creștea, a început să ca apa să se apropie de stația de transformare. A fost alarmată și echipa tehnică a EON-ului. Au venit acolo, am dus imediat un bug de excavator și am făcut toată noaptea acolo un dig, o apărare. Și nu am avut probleme. Apoi, venind în amont în oraș, pe Daniela Caure au fost diverse alumini aduse de torentul de pe fețele târgului. Echipele de la cele două societăți, de la CUT și de la Udir Conseca, au curățat gaigele din oraș pe rețeaua de
apropiată pentru a nu crea disconfort și a nu a face ca apele să se scurgă. Iar situația mai complicată este în zona cartierului Gura Slănic și cartierului Poieni. În sensul că în cartierul Gura Slănic, volumul de apă adus de Slănic a crescut atât de mult încât a deversat în zona societății Salina, la zona de stații de pompe și acolo a fost inundată întreaga zonă și la fel a fost deruită și energia electrică. De asemenea, cele două poduri care traversează pentru anumite familii, podul de la Dragulevi, așa cum îl știm noi, primul pod și podul de la familia Rămescu și Goagă, la fel apele au trecut peste nivelul podului, au avut tot felul de mărăcini și tot felul de aluviuni. Podul de la Dragulele are o problemă, piciorul de la mijloc este dislocat, cel de la, de la familia Rămescu, o să vedem acum după ce râul Slănic se va retrage, dacă sunt și urmări la el. De asemenea, a fost luată de Viitură, estacada ce alimentează cu apă potabilă secția de la Sonde și o parte din cartierul de la Gura Slănic. Acum identificăm o soluție de a rebranșa, e nevoie de 100 de metri de conductă, undeva cu diametru de zi mare și o parte din ea trebuie să fie și preizolată pe zona unde va fi descoperită. De asemenea, a funcționat iluminatul public și casnic din acea zonă, pentru că o parte din acea zonă este legată de localitatea Slănic și acolo sunt probleme mult mai complicate. Apoi, în cartierul Poieni, râul Cireșoaia a ieșit din marcă, în sensul că la un pod care a, e un pod complicat acolo de o legătură de rețele de transport petrolier, acolo s-a blocat, a luat-o pe stradă, de pe stradă a apărut în strada DN12A, a blocat-o pentru o perioadă de aproximativ o oră circulația, dar am deblocat-o cu forțele noastre și am dislocat și acolo un buldo excavator, a făcut toate manevrele necesare și apa a fost repusă pe matca ei, dar până atunci apa a ajuns în zona cartierului Poieni și a inundat tot ce înseamnă curți de pe partea stângă, cum te duci spre localitatea Dărmănești, spre localitatea Dobreana. Și acolo familiile de acelea au suferit faptul de ceea ce numește curți, beciuri, magazii și ce mai au acolo acare. De azi dimineață sunt colegii noștri de la Serviciul de Situație de Urgență și trag apă de acolo. Restul cartierului Mosoare și Pături, unde am avut situații neplăcute în perioada anterioară, nu au fost probleme. Deci am acționat cu două utilaje, două motopompe, salariații de la Util Consec, acut și serviciul voluntar de situații de urgență. De asemenea, am monitorizat tot ce înseamnă poduri și căi de acces. Azi noapte am alarmat în timp util toți agenții economici și persoanele fizice care au proprietăți în zonele vulnerabile. Și până acum suntem funcționali și nu am avut situații foarte complicate. Așteptăm să treacă și orele următoare. Suntem încă sub puteam de până mâine dimineață. Sperăm să iei cu mine. Nu știu că sunt mai multe pagube pe zona Slănic. Mulțumesc, domnule. Înainte de a da cuvântul domnului Iarul, le-aș vrea pe domnul Muteanu, sunt iată că sunt mai de hotărâre de unul sau mai puțin oameni din PSD. Deci nu ne conduce dragă. Dumneavoastră ați promis și cred în promisiunea noastră că ne veți trimite chitanța și ce trebuie, da? Deci fără promis. Eu vă promit că deci, am contractele. Eu știu că promisiunea noastră... Bine, eu n-am spus că... Deci ca să nu credem în extrema cealaltă. Deci fiecare avem fratul pe urmea, nu ne promis. Deci noi suntem cu fiecare liber. Da, bine, mulțumesc. Deci am vrut să fac o precizare. Da, domnul. Cetățeanul orașului face o plângere la primărie, vă rog frumos să răspundeți conform legii 544 că nu se poate. Deci omul ăsta plânge cu parcarea de la B8, de, vă vine cu ce puțin mama și de ce e foarte indignat, ca să văd că aveți material. N-ați dat niciun răspuns. Domnul Constantin Bimbileu, Chiriaș, cu mașina numărul Bacău 77 KWM, are plăcuță pe bloc.
plătește, cum plătește? Omul ăsta are cerere să închirieze locul de parcare. Nu i-ați aprobat, nu i-ați dat răspuns că i-a aprobat sau că nu i-a aprobat. De ce? Ăștia se ia la bătaie, nu bună zic. În material se arată cum i-a blocat mașina fetei, trebuia să ducă nu știu unii, că și studentă, n-a putut pleca, scrie aici clar, îi spune fata, nu ai niciun drept să mă blochez, atunci așteaptă să plec și eu cu mașina. Păi poate ăla pleacă când, după o săptămână, și fac, blochează mașina când, și și chiriaș. Va da materialul ăla, să pot scrie pe blog rezervat. Ăsta are de la primărie, domnilor. Ca să nu vă spun tovarăși. Îmi pare rău. Ăla nu putea să facă ilegalitatea asta de atâta timp. Și de ce n-ați răspuns până acum? Au trecut cele 30 de zile. Nu, ieri am primit de la domnul Ungureanu acea solicitare cu fotografii, cu tot vatul, din birou de la Doris. Ieri m-am dus acolo, după ora, la ora 3, când domnul a venit de la serviciu, domnul Vindileu, și mai este cineva, nu numai dumnealui, l-am pus și-a dat clăcuța jos și i-am spus, este ilegal ceea ce ați făcut și o să facem sesizare și la unitate și peste tot. Că o șicanează pe domnișoara Ungureanu de mult, deci nu de acum. Nu este. Nu este nimic. Deci, prin regulamentul de parcări al orașului, nu au dreptul decât proprietarii la un singur loc de parcare plătit. Și până se va termina lucrarea pe căpitan cu șilă și se va marca totul, nu putem închiria niciun fel de loc de parcare. Și domnul Vindeleu a făcut abuz. A dat plăcuța jos. Mulțumesc, doamne. Eu am mai multe probleme de ridicat. Da, ridicat. Vrem să știm în ce stadiu este canalizat. Mai așteptăm să trebuia dată data din noiembrie. Același, aceleași întrebări ca și data trecută, la care nu am obținut răspuns. Mă așteptam ca în ședința asta să obțin răspuns la întrebările pe care le-am pus data trecută. Proiectele de hotărâre de consiliu pe care le-am inițiat, nu le-am văzut de ordinea de zi. Nu știu de ce nu se aprobă. Drumul Saline. E o mare problemă. Nu s-a făcut nici drumul prin unitate pe la Salina, pe unde circulă acum mașinile. Și sunt avarii și pe drumul Saline. Deci cam cât timp preconizați să-l face pentru un an? Pentru că prima dată, în ședința de Consiliu Local, ne-a spus că aveți în vedere strada Părâvul Cici, da? Pe la Cioșcu Galben, care a făcut partea mașinii. V-ați apucat de Avramiazul, de alte străzi. Așa a spus noastră, n-am spus eu. Ce este mai important? Obiectivul turistic Salina, Târgovna, sau alte străzi pe care le considerați dumneavoastră? Vital, la strada domnului primar care merge pe la fel. Da? O altă problemă care am ridicat-o și pot zic mereu că voi fi consilier, da? Păscutul vacilor în bar. Deci eu cred că avem un om acolo căruia îi plătim cazare, îi plătim apă, îi plătim curent electric, îi plătim și salariul. Da? Că nu se întâmplă acest lucru, vacile să nu pătrundă în parc. Este o rușine pentru orașul Târgovna, da? Că te duci în parc și vezi vaci păscând. Poate pentru dumneavoastră nu este. Mulțumesc. Nu, mai am. Strada Vânători de Munte, care a fost începută de 2 ani de zile și nu a fost terminată. 200 de metri. Ați promis cu Paște. Va până în Paște, va până în Paștele anului trecut, Paștele anului ăsta, îl așteptăm pe Paștele anului viitor. Drumul spre Zălin Moldova, da? Dacă tot avem puțin balastul, avem un sort, putem să-l punem, să-l netezim, de câte ori plouă, de câte ori e necesar. Da? Să nu mai fim înjurați de nimeni, nici de turiști, nici de riberați. Da? Cum se găsesc bani să se asfalteze sau să se lucreze la alte, hai să facem un lucru util. Deci încă un lucru care vreau să aduc la cunoștință, aș vrea să se pună un WC-ul public, da? În parcarea care din Poieni, localitatea Poieni, pentru că nu e corect, da? Ca turiștii, cei care tranzitează, să se ducă
să-și facă nevoile în pădure sau pe linie sau chiar după roata mașinii. Da? Nu le trebuie, domn primar, trebuia făcut de mult. Da, și același lucru, care, ca și domnul Iaru, nu răspundeți la doleanțele cetățenilor, în termen de 30 de zile, cât prevede legea. Dacă este da, să fie da, dacă este nu, motivat și tot ce credeți dumneavoastră. Că de asta sunteți instituții. Și e un termen pe care trebuie să-l respectați. Dacă puteți să-mi dați și răspunsuri acum, aș fi mulțumit. Domnul consilier, cu privire la problema investiției rețea canalizare, reamintesc încă o dată că această investiție este derulată de compania Crab Bacău, care este titularul investiției și acolo s-au făcut două licitații, s-au făcut rețea de canalizare în oraș cu o firmă care acum și-a terminat într-o oarecare fază lucrarea, iar cel de-al doilea constructor au făcut stația de epurare. Stația de epurare se află în probe tehnologice și ultima documentație pe care noi am solicitat-o de la Compania Regională de Apă Bacău și am primit răspuns este că în luna august vor face probele finale în vederea punerei în funcție. Aceasta este problema cu canalizarea. Cu privire la strada Salinei. Strada Salinei face parte și zona cu chioșcul galben de care a făcut dumneavoastră referire, proiectul grămadă, face parte din proiectul național de dezvoltare locală cu cele 8 străzi și am mai reamintit aici că a fost câștigată licitația de un consorțiu de două firme, fiecare și-au împărțit, după ce au primit documentele finale de adjudecare a licitației, și-au împărțit străzile, lucrările. Una a luat două obiectivuri din zona Salinei și cealaltă a luat celelalte obiective și se află în fază de execuție, în diverse faze. Acolo, la Salina, este o problemă foarte complicată și ieri a avut o altă problemă. Nu este un drum simplu și dacă proiectantul și constructorul, care sunt firme acreditate și autorizate către toate entitățile și cu dirigentele de șantier, sunt în fiecare zi acolo și încearcă să găsească soluții. Nu le-am inventat noi, nu am pus noi acolo sub acea infrastructură nici canale, nici conducte, nici tot felul de straturi de compost diferit. Suntem în șantier. Firme care au făcut canalizare. E părerea dumneavoastră. Sau părerea cineva celor care v-au informat. Da. 3. Cu privire la strada Vânător de Munte. Este o stradă care, într-adevăr, duce la un obiectiv, dar conform bugetului local, pe care dumneavoastră l-ați aprobat, la secțiunea de întreținere străzi și drumuri, sumele nu sunt suficiente pentru a arunca toate străzile din localitatea noastră. Suntem sub un contract cu o firmă care reabilitează străzile. Am început săptămâna trecută, că timpul ne-a permis, cu din zonele centrale și ne ducem către exterior. Și vom ajunge și acolo. Iată că în fiecare zi, de o săptămână jumătate, plouă, și știți foarte bine că lucrări la infrastructură nu prea pot fi făcute. Cu privire la 12B, drumul care leagă localitatea Slănic este în administrarea Companiei Naționale de Drumuri. Conform hotărârii Comitetului Situației de Urgență Bacău, s-a luat responsabilitatea secției de drumuri Bacău că trebuie să asigure funcționarea căii ocolitoare. Săptămâna trecută au fost discuții, au fost aici constructori, au fost și v-am prezentat și ședința extraordinară în stadiu. Ați văzut că săptămâna trecută au sosit utilajele lor aici, au încercat să-l îndrepte, l-au îndreptat, au mai pus compost, iată după aceste ploi, încă trebuie să continue lucrarea acum de reabilitare. Toaleta publică. Toaleta publică e firesc să fie montată, să fie și este un lucru necesar, dar acolo nu este o parcare. Este un loc viran care s-a creat. Iar o toaletă publică, în primul rând, trebuie să fie racordată. Sau racordabilă. Nu este drumul național 12A, este în administrarea companiei naționale. Și nu putem noi să facem. Deci nu putem să montăm toalete publice neracordate și neîntreținute. Pentru că atunci vom face un focar acolo. Atunci au vrut să puneți o privire interzisă, da? Dar nu noi stabilim reglementările semnelor de centrale și vor fi mult lucru.
Dacă îmi permiteți, eu mai pot să dau date tehnice, eu nu fac aici nici politică, nu fac nici acuze, nu fac nimic. Eu prezint situații reale și legale. Da. Dacă dumneavoastră considerați că se pot cheltui bani, cum considerați vrea să capte banii dintr-o proprie firmă, asta e. Vă mulțumesc. Ocuparea abuzivă a spațiului public, a domeniului public, ce puteți să ne spuneți? Da? S-a terminat. S-a terminat, s-a rezolvat. Deci tot ce înseamnă o domeniu deci, public, sunt închirie, sunt contracte aflate pe rol și se prezintă. Sunteți sigur că în fața la Ionușețului sunt contracte? Domnul Văciu, ați terminat ce-a spus. Contracte sunt și pe rezolvare? Așa ședința următoare. Nu, acum, la ședința. Ați terminat. Nu am terminat. Urmează doamna Vanda. Vă duc la conștiință problemă pe care ne-au semnalat o comercianță din piața agroalimentară. Ne-au adus la conștiință faptul că și cetățenii, dumneavoastră așa și spun, și cetățenii și turiștii sunt nemulțumiți de stadiul în care se găsește această locație. M-am uitat și eu, probabil că suferă îmbunătățiri și vreau să vă întreb dacă cumva aveți în vedere ceva. Lucrări de reabilitare, de reparații la acoperiș, cum se întâmplă plouă, un val, un pic de popsea, când te permite timpul, vreau să spun câteva zile cu acesta. Mulțumesc. Domnule, la... Privire la piața agroalimentară, într-adevăr, piața noastră trebuie să intre într-un proces de reabilitare totală. Pentru că investițiile care s-au făcut în anii 90, au tot fost făcute reparații, au tot fost făcute peticiri, s-au tot pus tot felul de lianți, tot felul de masticuri. Nu. Pentru că acea construcție a fost gândită și funcțională pe un sistem metalic și astăzi știți din asta că acela nu prea mai poate fi impermeabilizat. Am lucrat la un proiect, lucrăm la un proiect de a face o piață agroalimentară demnă de perioada în care trăim, dar încă suntem în fața de a căuta soluții de finanțare. Ce pot să vă spun? Că toți agenții economici sau toate persoanele fizice care vin să vândă produse și își desfășurau activitatea comercială pe platoul din spatele pieței agroalimentare, acolo în zona deparcare, în zona containerului de deparcare, au fost mutate în incinta pieții sau le-am recomandat să folosească curtea de la Casa Borisov, pentru că vrem să asigurăm fluidizarea traficului către obiectivul Salina. Cu toții ne preocupăm ca obiectivul numărul 1 al localității Salina Târgoviște să fie vizitat la fel de bine și cu același număr de turiști și în această perioadă complicată, când acolo se desfășoară acest șantier, această investiție. Dar eu cred că cu accepțiunea tuturor și cu înțelegerea, vom trece și peste această perioadă complicată, de o lună, de două, poate de trei, și atunci lucrurile vor reveni la normal, când vom avea un asfalt funcțional și lucrurile vor reveni la normal. Și tirurile au o problemă, pentru că sunt direcționate prin zona lui Gara Mare, și autocarele au fost direcționate și oprite în zona autogării. Am încercat, ca împreună cu cei de la Salina, conducerea unității la Salina, cu Poliția Română, cu Jandarmeria, cu cei de la drum, cu constructorul care este acolo, să găsim cele mai optime soluții. Ne schimbăm de la zi la zi. Ați văzut că ieri a fost problema cu acea intervenție la pompa de gaze, s-a deschis o altă breșă. Cei de la Salina au permis să se facă circulație pe mijlocul obiectivului, dar trebuie să luăm în calcul că acolo, fiind un obiectiv economic, cu producție, trebuie asigurate și niște fluxuri și niște circuite care să nu pună în pericol viața turiștilor. Pentru că oricând un turist poate să ajungă ori în zona benzilor și curiozitatea poate să ducă la un accident, acolo este și o zonă cu un canal de ape pluviale pe zona din spate, iarăși complicat, și ar putea acolo oricine să sufere un accident. Deci sunt lucrări și precauții care se fac. Sunt copii care ajung în zonă, sunt turiști care turistul. Uneori ne atere. El vine la relaxare. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte. Da, domnul Ciobotaru, ați spus că lucrați la proiecte. Lucrați foarte bine, lucrați la proiecte, dar vedeți că trebuie și finalizate și trebuie să se vadă și rezultatele acestor proiecte, nu atât pentru noi, cât pentru cetățeni, să știți. În urmă cu, asta e o cam paranteză la ce ați spus, lucrați
lucrați, dar vedeți cum lucrați. Trebuie să se vadă rezultate și nu prea se vădă mult ceva. A doua chestiune. În urmă, cu vreo 3-4 luni de zile, am venit ce cu problemă și am consiliu și v-am adus la conștiință că sunt bani europeni pentru, pentru achiziționarea și montarea de echipamente pentru asigurarea populației în mod gratuit de Wi-Fi. Vă rog frumos să-mi spuneți ce s-a întâmplat. Ați demarat proiectul de atragere de fonduri? Nu? Ce s-a făcut? Că ați promis atunci că puneți imediat în aplicare și vom avea Wi-Fi în oraș, în centru, în instituțiile publice, gratuit. Dacă puteți să ne spuneți... Instituția publică pentru Wi-Fi este gratuit. Începând de astăzi, este un Wi-Fi gratuit și funcțional în zona centrului de punctului de informare turistică din zona centrală a orașului. Da, de primărie? Da. Deocamdată, acestea sunt proiectele care sunt în derulare. Deci n-ați derulat. Nu, mă rog. Mulțumesc. Avem și programul RONET, care este gestionat de Guvernul României. Și este implementat. Domnul, am întrebat clar, nu încercați să ocolizez răspunsul. Am întrebat clar, am venit acum 3 luni sau 4 și am spus o chestiune dacă ați... Demarat. Acea procedură este demarată și suntem în lista de așteptare. Bine. Și vă demonstrez că, că documentația este depusă. Bine. Bun. Acum mai pun o întrebare. Asta a fost pe numele meu. Eu am inițiat această discuție acum. Acum vă solicit oficial numele tuturor colegilor mei de la PNL, dacă tot se discută pe grupul PSD, PNL, așa. Vă rog frumos, la ședința următoare, dacă este posibil și nu văd de ce nu ar fi, executivul să prezinte o listă cu toate investițiile care s-au făcut în orașul Târgu Mureș, cu bani europeni, atrași pe programul operațional 2014-2020. Vă mulțumesc. Doar o singură precizare că programul operațional 2014-2020 avea să deschid ghidurile de finanțare. Eu v-am întrebat, da? eu am făcut o solicitare. Veniți și spuneți-ne câte investiții s-au făcut în orașul Târgu Mureș cu bani europeni pe post 2014-2020, că ați spus împotriva unui om care vrea să facă acest lucru. Vă rog frumos să ne spuneți data viitoare. Dacă puteți, dacă nu puteți, înseamnă ce ați spus. O prezentăm. Păi executivul nu-i condus de PSD până la urmă, care e problema domnului? Da. Domnul Maciu. Deci tot în Consiliul Local, la Comitetul de Ședințe, s-a solicitat să se rezolve o situație cu farmaciile Eurofarma. Ce răspunsuri ați primit la solicitări sau la adresele pe care le-ați primit? Nu am primit niciun răspuns. Câte solicitări ați făcut? Cu să se verificați. Bine. Acum 2 ani de zile, mie mi-ați promis ce că aveți proiecte pentru Casa Borisov și cinematograf. Mai sunt valabile? Un proiect? Da. Deci asta e mai bun. Ce e bun? Proiectul cu Casa Borisov încă este în, în atenția noastră. Încercăm pe axa de finanțări pentru obiective de vot. Sperăm să putem să găsim o soluție și să și obținem. Nu este o investiție foarte serioasă. Două întrebări, trei întrebări suficiente. De asta vă poate întrebări. Problemele cetățenilor sunt. Eu trebuie să doamnă la tine, că de asta suntem plătiți cu 700 de lei pe ședință. Îi dăm voie și doamnă Iurea să spună. Da. De exemplu, la problema pe care ne-a spus domnul Măciucă, legat de o farmă. Nu mi tai ridicat. Eu am avut problema aceasta. Luna trecută, când am fost președinte, mi s-a spus că s-au luat măsuri, s-au trimis sesizări către oficii complet și plătiți consumatorului. Eu am făcut atât de consumatori să mă interesez de ce am nici o primărie nu a trimis nicio sesizare. Pentru așa ceva. Vorba de primăria noastră. Păi, tocmai, deci, nu spun că primăria a uitut sau cașul sau mai știu. Deci primăria Târgu Ocna nu a făcut nicio sesizare, deci s-a mințit.
De ce n-ați luat inițiativa dumneavoastră? Am făcut. Dar, din păcate, Fundația Consumatorilor nu are nicio putere să facă nici reuniuni la oficiul concurenței. Nu, trebuie să fiți făcut, dacă aveți drumul și pășpiți cu unul de acolo, dar nu am nevoie de medicamente. Da, trebuie să recunoaște. Să fie într-o vacanță. Da, am înțeles. Dar credeți în lumea. Domnul, aveți ceva de spus? Da, intersecția Costache Negre cu Mihai Eminescu, unde am și domnul Ciliu, când plouă e dezastru, pentru că când s-a turnat asfaltul, a stupat gura de canalizare. Eu am mai spus odată chestia asta. Trebuie văzut pentru că deja a dat peste trotuar. Și trotuarul e destul de înalt. Acolo e și traversarea de la blocuri către case și e un punct foarte important. Este drumul național. Da, exact. Unde stau eu acolo? Exact. Eu m-am consumat, știu. Și a fost nu, mai e una care e o parte, la altă sunt blocurile. Dar nu face față. Pur și simplu cred că avea apa 30 cm, 25 cm, foarte mult de cap. Vreau să ne ajutați să identificăm. Da, să vină cineva. Vreau să spun că executivul își desfășoară programul de luni până vine conform programului avizat și nu suntem în vacanță. Reclamă-te, reclamă-te.